Da, am revenit cu a doua parte a emisiunii. De ce nu avem investitori? De ce anume fug investitorii de România? Ca să nu mai întreb de ce fug de județul Gorj. Cine sau ce anume este de vină și de ce guvernanții noștri, atâtea generații de guvernanți din 89 încoace, nu au găsit o legislație prietenoasă, așa cum ei înșiși politicienii au denumit-o. Domnule Sima, am văzut tot în presa de specialitate că România în ultimul an, adică în 2014, a stat foarte prost și în ceea ce privește construcțiile. Știm că până acum în România s-a construit și s-a construit masiv. În județul Gorj am văzut foarte multe construcții noi în ultimii ani. Ei bine, în ultima parte a anului 2014, adică în ultima parte a anului trecut, România a fost a doua țară în care a scăzut brusc această investiție în construcții. Vreo 11,8%, aproape 12%, deasupra noastră a mai fost doar Ciprul. De ce credeți că s-au oprit românii din construit? Că avem români care sunt plecați în afară, știm că românii care sunt plecați în afară sunt strângători și ceea ce adună vin și pun aici într-o locuință. Cu toate acestea, iată, nu se mai construiește în România și spuneam, scăderea este bruscă și foarte mare. Da, într-adevăr, și adică și străinii noștri care sunt plecați în Spania, Italia, și lor le-a scăsut totuși drastic veniturile și au stopat cu construcțiile. Și iar, pe altă latură, datorită politicii guvernului pentru a plăti salariile și așa mai departe, pensiile, deci investițiile au fost reduse simțitor. Și tot la fel. Are vreo legătură asta și cu faptul că la un moment dat a înghețat chiar și piața imobiliară, nu se mai vindea, nu se mai cumpăra? Bănuiesc, da, păi evident că totul se reduce la puterea de cumpărare a românului. Atâta timp cât puterea de cumpărare a românului a scăzut drastic, omul se gândește, măi, ce fac? Mai construiesc ceva? Ce fac? Mai bine mai strâng și mă apuc la anul, poate peste 2-3 ani, când își mai va reveni economia mondială. Apropo de economia mondială, referitor, am citit astăzi niște articole referitoare la prețul petrolului. Prețul petrolului, privitor de analiștii noștri din România, ei spun că noi ar trebui să o ducem mult mai bine. Da, de ce nu o ducem bine? Asta voiam să vă întreb, că bine, a scăzut prețul, da, de ce nu o ducem mai bine? De ce nu da, deci, se simte acest lucru? Da, normal, ei spun că există o așa zisă inerție de vreo 1-2 trimestre, ar duce la o inflație mai scăzută, ceea ce în principiu ar trebui să determine băncile, să continue politice de relaxare monetară pentru a combate o eventuală deflație. Adică trebuie să mai așteptăm un pic. Da, există acea inerție, așa spun ei. Până crește. Da, da. Adică, pe de altă parte, fenomenul totuși este mai complex. Pentru că, pe termen lung, un petrol în scădere ar duce la o creștere economică, teoretic, așa spun ai noștri, lăsând loc băncilor centrale să mai ridice dobânzile cheie. Ridicând dobânda cheie, asta ce înseamnă? Creștere economică, clar. Bine, acum petrolul el a scăzut foarte, foarte mult și teoretic, din ce discutam și cu un mediu petrolului de la noi din România, ei sunt foarte temători. Atâta timp când noi nu suntem o țară emergentă, adică noi nu exportăm petrol, adică fac o paralelă, de exemplu OPEC-ul, deci efectiv ei nu au scăzut producția de petrol, petrolul tot atât al vând, de asemenea și Rusia, interesant, Rusia, care este... Se știe că nu e țara OPEC, evident. Tot la fel, n-a scăzut. Că îi spun că rușii, vezi, doamne, datorită măsurilor Uniunii Europene, datorită ce s-a întâmplat pe lângă granițele noastre, din cauza aceasta, rubla s-a devalorizat foarte mult. Nu, datorită prețului scăzut al petrolului. Da, și a făcut un buget pe 90 de dolari, barilul. Ei depind de prețul petrolului. Acum spuneau niște experți de prin Anglia că, vezi, doamne, ar ajunge petrolul chiar la 43-42%.
43 de dolari, scuzați. Deci el a scăzut aproape 50% petrolul. E undeva la în jur de vreo 52-55 de dolari. Și poate să ajungă chiar la 42%. Problema e că, vreau să vă spun, aș vrea să fac o paralelă. În anul 2008, prețul petrolului a scăzut de la 146 de dolari barilul la 36. Ce s-a întâmplat după anul 2008? Am intrat în criză. Eu îmi pun întrebarea, n-am văzut-o pe nicăieri. Oare este un început de criză? Ai noștri românii spun că nu. Din contră, ce spuneam vis-a-vis dinainte. Vezi, Doamne, o să avem creștere economică. Aceasta este întrebarea. Ideea este că foarte mulți specialiști, nu de ei noștri, că nu am încredere foarte mulți care spun ce spun platele. Marii noștri care apar în fiecare seară și măcar nu au putut să mai bărbirească de vreo 3 ani de zile încoace. Eu nu cred în teoria asta, pentru că la noi, România, dacă n-ar fi aciza la petrol atât de mare, ar trebui să fie un litru de benzină acum cât un bidon de apă minerală. Da, dar e acea inerție care spuneam. Deci e inerția care, mă rog, care trage după sine. Atât timp când nu se investește, cum spunea și domnișoara Irina, atât timp când nu există IMM-uri, nu este întreprinderi mici și mijlocii în România, când omul de la țară nu este împins să devină proprietar, nici măcar el nu este acum, știți că după 25 de ani, el nici măcar nu are cadastru făcut, nu știe terenul, se judecă prin instanță. Uitați-vă ce s-a întâmplat după ce a preluat puterea guvernul care este acum la guvern, nu? Da. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu taxa de timbru în instanță. S-a dublat de 10, de 20 de ori, de 5 ori. Deci oamenii nu mai au bani nici măcar să se judece pe proprietatea care o au. Eu știu foarte bine că am bătut la pas județul ăsta. Sunt foarte mulți oameni care nu au fost puși în posesie. Și ne discutăm. Păi petrolul până acum l-au luat cei de la firma care e cea mai importantă din România, îl duceau în forma care luau petrol și acolo îi făceau ce făceau, ca și bușteanul de lemn. A zis în containere, băgat în containere și dus afară. Deci noi n-am investit aici în fabrici și întreprinderi mici și mijlocii să creăm acel produs finit, să exportăm. Noi exportăm brut, că e floarea soarelui, că e, eu știu. Deci aici e o problemă la noi. Ori noi discutam, oamenii ăștia care sunt, ne reprezintă, deputați, senatori, ar trebui să facă legi, că de-aia sunt duși trimiși în Parlament. Că la urmă oamenii sunt o parte din ei care își fac treaba, dar eu știu că două, trei dintre ei, că dau din gură, că nu dau, că fac, că nu fac, ei tot își au banii. Și nu-s puțini. Haideți să discutăm, spuneți mie că unul ia 3.000, 4.000, aoleu, păi depășesc 100 de milioane de voie. Credeți că stă cineva în Parlamentul României pentru 3.000 de lei, 4.000 de lei? Eu nu cred asta. Și nu o să cred niciodată, indiferent ce mi-argumentați oricare dintre ei. Deci asta spun. Poate unii se plimbă pe acolo, n-au nicio treabă cu nimic. Și atunci discutăm de petrol. Nu-i văităm pe ăștia în domeniul petrolului. Credeți-mă că... Nu, dar vezi, doamne, ai noștri spun că o să avem creștere economică pe când ceilalți pentru din afară... Pentru că prețul, bineînțeles, o să se vadă și în prețurile ai noștri din care ne găsesc domenii. Tot timpul nepregătiți, cum e și iarna, cum ne... Tot timpul ne găsesc de pregătiți. După ce intrăm într-un deficit sau știu, după ce intrăm în... Spune, domne, n-am știut, nu ne-a spus nimeni. Păi le-au spus, uitați-vă și ce se întâmplă cu... Că revenim la discuția dinainte, în emisiune. Păi n-avem atâtea servicii în care spuneam, băi, fraților, opriți-vă, mă, că ăștia au o politică mâine, poi mine de... Vă iau și porcul din curte. Ca pe timpul ele aveți, știți, că vă lua boul din curte sau porcul, când venea perceptorul. Așa și acum o să vină. Cu siguranță m-au văzut foarte mulți moromeții. Da. Exact, este de actualitate acum acel film. Da. Dar nu-l mai dă nimeni la televizor. Biroul European de Statistică, Eurostatul, a făcut un raport pentru ultimul an și România este una dintre țările care a avut cele mai accelerate scumpiri. Nu stăm bine nici în ceea ce privește salarizarea, stăm foarte bine ca și număr de șomeri și asta nu ar trebui să îi facă pe guvernatorii noștri să doarmă pe ureche. Dar iată, avem cele mai accelerate scumpiri, cele mai accelerate scumpiri din Uniunea Europeană sau printre țările cu cele mai accelerate scumpiri. Și o să citez din ceea ce titrau jurnaliștii de la Hot News. România a înregistrat o rată anuală a inflației de 1% în decembrie 2014, în condițiile în care, în ansamblu, atât zona euro cât și Uniunea Europeană au avut scăderi ale prețurilor de consum.
Spuneam, datele au fost furnizate de Biroul European de Statistică, Eurostat. Cum putem explica această chestiune? De ce prețurile cresc și cresc în mod accelerat în condițiile în care, spuneam, avem salariile mici, suntem printre țările cu cele mai mici salarii, avem în continuare un șomaj mare, avem în continuare locuri puține de muncă și perspective la fel de gri ca până acum. Așa, din câte spuneați adineori, e vorba despre luna decembrie, da? Nu, este, da, este vorba de anul 2014, dar luna cu decembrie. Precădere luna decembrie luată ca și referință. Știm prea bine, luna decembrie este luna sărbătorilor, în care, din păcate, la noi în România, prețurile cresc, pe când în afară scad. Eu cred că e mai mult o boală genetică a comercianților, nu-mi dau seama, nu știu. Maritele ai românii, da, nu sunt români, sunt străini. Da. Și ați văzut că ultima dată au luat vreo 36 de milioane de euro, faptul că se înțeleg între ei. Eu cred că asta este în primul rând. Deci comerciantul nostru că crește prețul. Întotdeauna de sărbători ai observat, el crește prețul. Pe când dincolo în afară, prețul este scăzut. El scade prețul. Pentru că el tot profitul și îl pune prin volumul de marfă vândută. Pe când la noi e total diferit. Haideți să recunoaștem că, până la urmă, asta adică ai noștri știu să speculeze momentul. Exact. Bine, nu știam ce întrebare o să puneți, dar am făcut imediat legătura cu luna decembrie. Când cumpără omul mai mult decât de sărbători? De sărbători. Adică se știe că poporul român totuși consumă mult. Deși am observat că totuși anul acesta s-a aruncat cea mai puțină mâncare după sărbători la gunoi. Până acum eram campioni. L-a aruncat mâncare la gunoi, din păcate. Vreau să citesc și câteva mesaje pentru că nu am citit niciunul în această seară. Bună seara, sunt Elena din Deva. Are dreptate domnul Aurel Slapciu, am locuit și eu în Motru și a trebuit să plecăm din Motru tot din cauza locurilor de muncă. Domnule Aurel, faceți ceva pentru tineri. Vă mulțumim. Singurii profitori sunt popii. Este opinia unui telespectator, nu mi-aparține, 7 milioane în mormântare. Este cam mult, părinți. Este. Cam mult, 7 milioane mai în condițiile o problemă, în că care dacă nu plătește taxa de cult, nu îl mormântează. Deci am plătit când am fost undeva unde n-a primit taxa de cult, i-a spus, nu ți-l mormântez. În condițiile care îți plătiți de statul român, știți foarte bine că ei nu plătesc nimic. Eu n-am nimic cu popinge, dar efectiv acum s-au implicat și politic. Mai grav. Știți, n-au voie, bine. N-au voie să se implice în politică. Păi, dar cum să nu s-a implicat? Noi suntem pe ce planetă trăim. Deci, iar în privința că tot vreau să răspund la prima întrebare, da. Vreau să răspund acum și vă spun cu, eu știu, cu durere, așa că la Motru și acum vreo două săptămâni ceva din Târgu Jiu spunea și n-am crezut, dar la Motru lucrurile stau din ce în ce mai prost. Nu, vreau sunt să mai vorbesc. Foarte multe, să știți, sunt foarte multe mesaje vreau să spun că legate de Motru. Deci la Motru, la ora asta și în ultima perioadă deja se pierd locuri de muncă cu zecile, deși un oraș foarte mic, știți foarte bine. Nu doar în Motru. Eu vreau să spun că acum fiind la emisiunea noastră, am văzut că vin mesaje din Motru și trebuie să răspundem oamenilor ca să... Da, ne spun oamenii și că semnalul este slab și ne vedem cu sau ne auzim cu intermitențe. Se tot întrerupe emisiunea la Motru. Da, asta se întâmplă de câteva cineva. Vreau să vă spun sincer. Când avem emisiune. Da, noi nu anunțaserăm că o să spunem ceva de sumele primite de domnul Hanu la ultima rectificare. Că știți cum e, la rectificări se mai dau bani pe aici, pe acolo. Păi, da, dacă ești un om fidel și nu mai contează cât de bun politician ești, dacă dai și în stânga și în dreapta fără să faci o analiză, e normal să primești ceva. Sau poate ne trezi cu dumnealui pe vreo listă acum, dacă tot se modifică legea electorală, care îl găsim pe domnul Hanu deputat. Doamne ferește, spui prin sân. Dacă și acolo ajunge domnul Hanu, înseamnă că ne-am dus cu toții. Păi la Motru, dacă vă dau, nici nu vreau să vă arăt ce am aici. Și asta n-ar trebui să stea pe masa noastră. Trebuie să stea pe masa instituțiilor, abilitatea de statului. Nu aici. Păi la Motru e dezastru. Eu v-am spus că am un proiect de hotărâre care, dacă vi-l arăt acum, prin care m-au pus să iau, nu știu ce mai aveam de luat, am luat tot ce trebuie, am primit aviz favorabil din partea celor de la urbanism, și mă judec acum cu primăria Motru. Am două contracte cu două firme importante. Ia uitați aici. I-am dus domnului primar Hanu, ca să nu mă discutăm despre că nu știu dacă arată importanță. Pentru mine n-are acest om și nici el și cel care este sub el acolo ca viceprimar. Și i-am dus de un an de zile. Uitați, i-am dus, astăzi am primit ofertele
O să facem o perioadă, trebuie mult de discutat în privința asta. Știți cum e? Nici măcar n-a sunat să vadă dacă firmele astea există, doi. Hai să vedem, omul ăsta m-a mințit. Hai să vedem dacă există aceste firme. Vreau să spun că am un contract de concesiune și rog acum pe cei de la care am fost obligat să renunț la el. Am fost obligat să cumpăr un teren, nu numai eu, foarte mulți oameni din municipiul Motru și fac un apel la cei care conduc curtea de conturi. Ați fost obligat să cumpărați un teren pentru ce anume? Am fost obligat pentru că mi s-a vândut terenul având concesiune pe acel teren. Un teren concesionat dumneavoastră. Și aș vrea să-i rog pe cei de la curtea de conturi și alte instituții arbitrate a statului să vedem cum s-au pus în posesie pe concesiunile aproape toate ale municipiului Motru anumite persoane. Și vă dau și nume. Saidac, Roșu și încă vreo 2-3 persoane. Eu vă spun că acel... Și e o întrebare, de fapt. N-a acuz pe nimeni. E vorba de vreo 2 milioane de euro. Dacă tot discutăm de retrocedări. Vreau să vă spun, să întrebam cine a fost președinte de comisie? Cine a format acea comisie? De ce alții n-au fost puși în posesie? Că sunt mulți oameni de ani de zile. Aveam contract de concesiune pe 18 ani. Plăteam bani la bugetul statului, tot au ieșit public și au spus edilii acestui municipiu că avem o pierdere și vreo 20% din încasări pe anul 2014, mai puțin decât 2013. Deci erau bani aduși la bugetul local. Dar sunt foarte multe lucruri de discutat și astea vor ajunge acolo unde trebuie să ajungă, pentru că, v-am spus, am un proiect de hotărâre inițiat de acest primar, da? Și uitați-vă, asta e dosarul care mă judecă cu primăria Motru. Azi am primit comunicarea cu o întâmpinare din partea dumnealor. Uitați-vă, ca să vedeți cum se lucrează, de ce nu vin investitorii? Că tot a spus o întrebare destul de pertinent. Uitați, un proiect de hotărâre, da, prin care eu am, ca și persoană fizică, da, un contract încheiat, dacă nu mai vi-l arăt, sunt așa, un proiect de hotărâre prin care avizul este favorabil, avizul, da, de cine? De urbanism, serviciu urbanism din municipiul Motru. Avizele care m-au pus să le iau sunt luate și sunt pozii, adică sunt toate luate și sunt în regulă, și acești consilieri de la PSD, da, și de la PPDD cu domnul Ilie Petrescu, cu toți cei patru, au respins acest proiect de hotărâre, fiind perfect valabil, prin contracte cu aceste două firme care veneau, dar vă spun și altceva, copiii dumneavoastră celor din Motru și ai mei, că și eu am o fetiță care e la facultate, nu au voie să lucreze, dar ai lor, aoleu, păi uitați-vă aici, asta e doar de la OATA. Doar de la OATA. Ia uitați-vă, cine... Citiți dumneavoastră, nu o să poată... Știți, păi o să vă citesc ca să fie, dacă tot am intrat în această discuție, uitați acest proiect de hotărâre, e semnat de domnul... Dar cine este angajat la OATA? Ca să păi vă dau un exemplu. Ia uitați, secretarul primăriei, Consiliului Local, primarul și mai este o juristă, o doamnă juristă, da? Păi uitați-vă, Hanu, inspector personal, doră primar. Petcu Grabu, inginer. Poate este o coincidență de nume. Doresc să dea Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Petcu Daniel, tot același copil acestui... Discutăm de copii. Cine avem copii? Acestui secretar. Al secretarului primării, da. Deci ei au dreptul să-și angajeze copii, ceilalți copii care sunt amărâți, care vin la noi să-i angajeze. Și angajatul Hanu este fiul primarului din Motru? Vreau să-ți puțin, că trebuie o zi întreagă să vă spun câți au oameni ăștia angajați. Începând de la Cuscru, Cuscră, Fin, Naș, Cumnat, Prieten. Păi toți ăștia s-au angajat la OATA, Direcția Publică, Primărie. Deci nu există un neam de al primarului municipiului Hanu și al acestui viceprimar Dobrică să nu fie angajat. Acum, dom'le, ne cerem scuze că a apărut prin presă și citesc din presă. Ai noștri nu se bumbăcesc prin mașină, nu sunt băgați, ați văzut foarte bine, mafia pariurilor. Nu trag pe nas. Într-adevăr, ai noștri n-au dreptul să muncească. Ai dumneavoastră au dreptul, dom'le. Și vă mai spun ceva, nici măcar nu muncesc, că toată ziua stau prin oraș. Nici măcar nu sunt la lucru, ce să vă spun. Ei, și cu toate astea, uitați-vă, s-a angajat, spune că eu n-am nimic, trebuie să fie angajat. Dar haideți să angajăm, că am văzut două fete acum care sunt la facultate, una a renunțat dintre ele, fiind la facultate, și acum lucrează pe aici, pe la mall. Da? Plângea, n-avea un loc de muncă. Unde sunt acei copii care ați văzut că avem o școală, un liceu, liceul George Coșbuc, medaliați la nivel național? Să-mi spună și mie acești conducători, acest oraș, dacă s-a angajat vreunul dintre ei la primărie sau în altă instituție. Nu, nici de cum. Noi facem acum badocuri pentru câini de 5 miliarde, pentru 87 de câini, în condițiile care am avut un proiect, am spus, doamne, aveți 6 bine, sate. Acum trebuie duși și undeva și câinii. Dar să vă spun, cheltuielile sunt enorme de mari. Când n-ai bani, nu faci asta. Pentru că, spune, dă-i la fiecare om la țară și așa l-ai omorât cu impozite, că suntem municipiu. Ăla la țară, săracul plătește ca la nivel de municipiu, da? Dă-i a lui ea și 5 ani de zile nu-i impozit, domnule, pe casă. Dă-i un câine care crotă al în ureche. Și nu mai faci atâtea cheltuieli.
Și banii ia, păi da, vă spun o chestie, s-au desfințat și grădinițele, au luat și apartamentele, le-au vândut, celor care se duce la grădinițe, Motru. Deci Motru este reprezentativ la nivel național. Deci, ori ești cu mine în Motru, da, dacă nu... Sunt, spuneam, sunt foarte multe mesaje din Motru. Dar să știți că... Cineva scrie, am dorit cât mai multe locuri de muncă, orașul Motru, probabil în orașul Motru, da, cât mai multe locuri de muncă, am avea nevoie, vă mulțumim. Am și eu o problemă, lucrez la o firmă de pază, nu au luat banii de 3 luni, da, cunoaștem și da, este mediatizată problema. De la succes. Acolo sunt instituții ale statului care se pot implica pentru a fi rezolvat această problemă. Vreau să mai fac o singură remarcă. Faptul că acum se va vota bugetul și eu vreau să vă spun că am lucrat foarte mult să vedem ce înseamnă bugetul acestor primării numai din municipiul Motru, pentru că îi vedeți când ies la televizor și spun, doamne, valoarea unui om politic o dă în spatele acestui om politic stau acele voturi. Păi dacă ai în buget prins pomeni electorale, băi domnule Hanu, ca la Motru, de miliarde pe an, păi cum să nu fii dumneata un om politic valoros, domnule? Ești foarte valoros când dai acolo și dai sute de milioane și știi foarte bine, nici măcar în proiectul de hotărâre nu le trebuie suma. Că știți foarte bine, că uitați ce aici. Uitați-vă ce aici. Proiecte de hotărâre făcute că doar domnul lui le face, în care nu există sumă și v-am arătat odată. Păi despre ce discutăm? Da, au voie să construiască doar cei care știți foarte bine, au voie să le dați spații peste tot, prin piață, pe oriunde, nu contează, prin parc, nu mai sunt probleme, că e concesionat 260 de metri, are 4.000 sau 3.000, nu mai sunt probleme. Acum să vedem Curtea de Conturi ce va spune. Și numai Curtea de Conturi, credeți că la Motru trebuie să ajungă și altcineva. Credeți-mă, e necesar să ajungă și altcineva la Motru, numai Curtea de Conturi, pentru că municipiul Motru a pierdut 3.000 de locuri de muncă în ultima perioadă. 3.000 de locuri de muncă, două. 3.000 de locuri de muncă înseamnă cât la nivel de Motru? Păi, Motru având o populație de... Normal, acum așteptăm, că am făcut niște adrese, 18.000 și 18.000 totalul populației, totalul populației, nu da. Doar al populației poate active, greșesc, adică am al făcut populației adrese, de peste 18 ani. Am făcut adrese acum, vă dați dumneavoastră, în împrejurimea orașului Motru mai sunt și comune și oamenii au fost și din alte comune, dar munceau Motru și aveau și ei dreptul la un loc de muncă. Dar acum, vreo jumătate de an, chiar edilul acestui oraș spunea că am pierdut 2.000 de locuri de muncă și de atunci și până acum s-au mai pierdut 2.000 de locuri de muncă. Gândiți-vă că în minerii nu se mai angajează și ies la pensie, cum ies la pensie, nu se angajează nimeni. Și mai spun o problemă foarte gravă în municipiul Motru. Și aș vrea să faceți un studiu. Sunt atâtea cazuri în municipiul Motru de boli incurabile în ultima perioadă de speriat. După ce că trăim într-o zonă în care chiar un medic de la București spunea că există TBC în zona respectivă, există boli profesionale, există boli incurabile, uitați-vă ce se întâmplă acum la Motru, că nu vreau să vă spun ce se întâmplă, că câți oameni sunt bolnavi de cancer, de cancer, da? După ce că respirăm un aer care nu poți să mai respiri, pentru că știți foarte bine, poluarea este foarte mare la Motru și mai avem și problemele care sunt de orice natură. Ați văzut foarte bine că sunt foarte multe probleme. Și n-aș putea să vi le spun că sunt enorm de multe și cred că ar trebui să stăm o zi întreagă să discutăm pe problema asta. Da, o să mă citesc doar câteva mesaje. Îi umplu călinoiul de bani pe traseiști, megastarul Bârcă. Este un biet primar, domnul Bârcă, nu-i megastar. E pe penultimul loc cu 115 lei. Într-adevăr, am văzut care au fost sumele împărțite primăriilor din Gorj, din acea cotă de 18,5% din impozitul pe venit și din sumele defalcate. Dar nu doar domnul Bârcă stă așa rău, oricum, cel mai bine stă primarul din Motru, că vă plângeați dumneavoastră că nu-i bine la Motru. O să fie foarte bine. La Motru s-a primit, da, cea mai mare sumă, 4.661 de mii. Deci foarte multe miliarde. Are dreptate... Domnul Slapciu, la Motru se fabrică locuri de muncă peste noapte pentru copiii și rudele edililor din municipiu. Există instituții ale statului abilitate și se poate verifica acest lucru.
Se fac demersuri, credeți-mă, de către toate partidele la nivelul ăsta acum. Să se poată deplasa. Se discută de pe partea de buget și o să vedem și ce se întâmplă cu acest municipiu. Mă, că vă dați seama, trebuie să vedem. Dom'le, mai e necesar să se numească municipiu sau poate oraș? Pentru că normal că-ți convine să fie municipiu, că salariile sunt foarte mari. Poate rangul de municipiu este o pălărie prea mare pentru... Și credeți-mă că este pentru Motru. Pentru Motru. Pentru că sunt probleme. Cel puțin cei care locuiesc în satele adiacente. Da, dar știți ce ar însemna schimbarea de rang de la municipiu la oraș? Ar însemna ca primăria să primească mult mai puțin bani, să fie mult mai puțin angajați. Și atunci ce facem? Îi ținem pe oamenii care stau la sate, care plătesc o grămadă de taxe și impozite și ei nu au nici măcar apă curentă și canalizare? Nu este Eu nu normal. Spun că este că ar fi bine sau că ar fi rău. Spun doar că ar fi în defavoarea atunci trebuie să respectăm angajați. Legea. Ca să că devii... sunt angajați pe bune sau că sunt angajați pe bune. Eu am zis că trebuie respectată legea atât timp cât ai un număr de locuitori mai puțin. Instituțiile abilitate dacă se deranjează să verifice aceste aspecte. O să vedem cum o vom duce și în 2015, pentru că s-ar putea să o ducem ceva mai bine, cel puțin așa ne spun analiștii. Erați dumneavoastră sceptic în ceea ce privește analizele făcute de români. Berdul a anunțat prognoza privind creșterea economică a României pentru 2015, domnule Sima, ce n-ar face să credem că o să o ducem mai bine în 2015? Deci dacă într-adevăr analiștii noștri vis-a-vis de, discutam de petrolul, că vom avea o creștere economică, ar fi perfect. După 3 luni. Da. După minimum 3 luni. Da, spunea una, două trimestre, da, da. Spunea că atunci se vor vedea efectele scăderii petrolului. Dar acum că nu am continuat ideea cu petrolul, noi ne fiind o țară emergentă, deci industria petrolului la noi va avea de suferit. Clar, producția va scădea. Și oamenii vor fi dați afară. Adică la noi efectul afară. O să fie invers? La noi o să fie invers. Să fie invers, nu se poate. O să fie invers, clar. Deja sunt zvonuri din industria petrolieră că oamenii vor fi dați afară pentru că ei nu poate să susțină. Deci firmele noastre românești din industria petrolieră nu pot să meargă înainte cu un asemenea preț la barilul de petrol. Cu un preț atât de scăzut. Da, la petrol. Practic deci s-ar ajunge poate. Cumva, ca să își dea oamenii seama, în situația complexul energetic Oltenia de prin vară. Exact. Prețul de producție mai mic decât... Prețul de vânzare mai mic decât prețul de... Da, ei acum, analiștii noștri spun... Producerea megavatului. Analiștii noi spuneau că datorită scăderii prețului petrolului, prețul lignitului referitor la noi ar putea să crească. N-am înțeles-o de ce, dar a spus că ar putea să crească. Asta ar fi un lucru totuși benefic pentru complexul nostru energetic Oltenia. Dar județul nostru are și industrie petrolieră destul de importantă. Da, atunci... Deci ce spune domnul Sima acum, da. De 2 ani de zile se întâmplă în panificație, se întâmplă în creșterea animalelor, deci și deja a început să se pună cât de cât pe picioare. Eu vă spun că acea creștere pe care dă Berdu, vă spun de unde vine. Vine din agricultură în primul rând, pentru că am avut 2 ani foarte buni în ceea ce privește agricultura. Uitați-vă ce se întâmplă și foarte bine cu constructorul de la Pitești. A avut o creștere 13% la exporturi. Deci, la noi de aici vine creșterea economică, cel puțin agricultură. Exportăm foarte mult brut, iar cei de la, să-i și numim de la Renault, exportă foarte bine în momentul de față. Și nu numai ei. De aici vine această creștere economică. Noi dacă n-am avea aceste zăcământe și eu să n-am avea, nu știu ce am putea discuta. Să vedem, fim o țară ca și turcii, că știți foarte bine, e arid, adică, sau grecii. Noi nu știm să descurcăm cu ce avem și avem foarte multe zăcământ, avem foarte multă, eu știu, agricultură, care deși nu este atât de performantă ca celor de afară, știți foarte bine că nu ne putem compara cu ei, deși ca utilaje ne putem compara, dar există o lipsă acută de specialiști în toate domeniile agriculturii în România. Și atunci discutăm de o creștere a Berdului, pentru că creșterea a preluat-o și guvernul Ponta de la guvernul Boc. Boc a preluat-o un deficit de 5,4% de la domnul Tăricianu. Dar în privința asta, degeaba avem noi o creștere economică, dar să simte în buzunarul cetățeanului. Că aici e problema. Păi haideți să discutăm la nivel de Gorj. Ce creștere economică poate să aibă Gorjul în 2015?
Și investitori vin în Gorj să investească acum, nu știu. Păi vă spun că am fost cu 3-4 păi la masa dumneavoastră. Păi ce au promis, domnii, de la păi de 25 de ani promit. De 25 de exemplu, de ani ar putea veni în 2015. Eu nu cred în chestiuni de genul ăsta. Cred. Să dea Dumnezeu să fie așa, că nu, ar fi culmea să nu mă bucur de investitori care vin în Gorj. M-aș bucura. Dar unde sunt? Pentru că vă spun și de ce. Nu le pune nimeni la dispoziție teren, în primul rând. Eu am pățit-o, ați văzut, am fost în emisiunea câteva luni. Am vorbit cu la vreo 10 primari, N-am primit niciun telefon nici până acum. Și aș vrea să propun ceva pentru deputații senatorii care sunt în Parlamentul României din județul Gorj. Ar trebui ca Ministerul Agriculturii la nivel de Gorj, nu la nivel național, că e belea mare, scuzați-mi expresia, ca aceste terenuri care sunt viabile pentru investiții, că în agricultură, eu știu, pentru construcții industriale, sau eu știu, parcuri industriale, să nu mai fie date... Cred că o să mă înjure anumiți primari, să fie date undeva unde să poți ușor ca acel teren să fie pus la dispoziția unui investitor. Ori acum te duci, găsești 50-100 de proprietari pe el și în momentul în care vrei să investești pe acel teren, vii și cer bani din nici bagar fi în centrul Romei ca și preț. Deci tot discutăm tot de strategie la nivel de județ și la nivel de politică națională. Pentru că politica locală o știm foarte bine. 25 de ani au trecut, s-au dus aceste fabrici și uzine, nimeni n-a spus nimic de ele și nici acum se vorbește de aceste întreprinderi mari care erau aducătoare de profit și știți foarte bine că ceea ce s-a întâmplat, ceea ce a fost în Gorj ca și fabrici și uzine, au fost fabrici care exportau foarte mult. Deci avem un export destul de mare. Ei, a fost goana asta că discutam mai înainte și revin... la a face fiecare o casă, fiecare a mătrăși una sau două sau trei, patru, cinci societăți de genul ăsta, unde au luat loc anumite vile care puteau să fie făcute și la marginea orașului, cartiere, ca și în Occident, ați văzut că au aceeași construcție, aceeași fațadă, același acoperiș. Ei, goana asta după aceea... Noi nu putem că... Noi avem păcate, ceea ce nu au din păcate aceste europenii. Uzine noi avem în exces snobism. Na, din păcate aceste devreme. Uzine s-au desfințat datorită terenului care a fost sub ele, că au fost în București, în Cluj, în Brașov, pentru că prețul pe metru pătrat a fost foarte mare. Și acești bagabon, să le numesc așa, au câștigat foarte mult. Și uitați-vă unde sunt acum. Dar din păcate prea târziu pentru cei care vreau un loc de muncă. Da. În Bengești, ne scrie cineva, în Bengești groază. Nu doar în Bengești, din nefericire este groază în mai multe localități ale județului. Un alt mesaj, de ce cei 160.778 de lei, asta înseamnă 1.600.000 și ceva de lei vechi, din bani publici pentru publicitate au fost dați numai la Acces TV și Gorjanul. Nu au fost dați doar la Acces TV și Gorjanul, au mai fost dați unei publicații regionale, se numește ediție specială, Sarcină și Bebe Ionică, care are în franciză Antena Târgu Jiu, sunt uneltele lui Călinoiu la ridicarea în slăvi a PSD-ului. O să fie jale până în 2016, o să facă ca la Recaș să câștige. Într-adevăr, în 2014, Consiliul Județean, condus de domnul Ion Călinoiu, a acordat contracte de publicitate de peste 1,6 miliarde de lei, foarte mare sumă și întrebarea este de ce trebuie să-și facă publicitate Consiliul Județean, o instituție de administrație publică județeană, din banii publici, adică din banii sau din acel fond la care contribuie mai toți oamenii din acest județ. Un ultim mesaj. La OATA a angajat nora lui Hanu, fiica și fiul lui Petcu, fiica și cumnata lui Dobrică, fiica lui Giga, fiul lui Vodislav, nepotul lui Mihăiță, nu se mai termină, soția lui Curelea. Nu pot să citesc și ce scrie în paranteză. Necalificată la laborator și alții din Camarilă.
Nu, aici trebuie să fiu un om politic cu foarte multe voturi în spate. Da, sunt foarte multe mesaje. Păi, pare rău vă dați seama cum au fost chemați cei de la OATA în campanie, că v-am arătat document clar cum au fost puși să voteze într-o aceeași secție de votare. 100 și ceva de oameni. Spuneam, categoric. Există instituția abilitate. Am văzut că în Timiș a mers DNA-ul astăzi pentru a analiza ce s-a întâmplat în perioada de campanie electorală și în perioada în care... Nu e cap de linie, domnișoară, asta e o problemă, să știți. Da, o să vedem. Pentru că nu mai avem foarte mult timp. Domnule Sima, spuneți-mi, în 2015, anul în curs, credeți că o să ne revenim un pic, dat fiind că reprezentanții actualului guvern au prognozat și ei o creștere economică și de ce anume depinde ca această creștere economică să fie una reală și să se și simtă în buzunarele oamenilor? Deci, sau în puterea de cumpărare? Deci, cum s-a spus și anul trecut, că am avut o creștere economică de 2%, noi ce am simțit? Am simțit 2%? Poporul de rând. Poporul nu a simțit, dar a văzut la televizor, da. La televizor pe hârtie. Avem creștere economică. Păi, cred că tot la fel o să fie și anul care vine. Tot și la 2016. Fel. Da, tot la fel. O creștere pe hârtie. Ce ar trebui să se întâmple ca oamenii să și simtă că, într-adevăr, este o creștere economică? Păi, vis-a-vis ce discutam și adinaur cu domeniul construcțiilor, o relasare a economiei efectiv, nu numai prin construcții, prin investiții. Să vedem bugetul. Acum nu știu prea bine bugetul în 2016, investițiile cum în 2015 cum o să fie. Dacă sunt ca din 2015, dacă sunt, o să fie. Exact, tot la fel. Nu știu, deci nu cunosc investițiile cum o să fie în bugetul prevăzut pe anul 2015. Trebuie deci, să apară. Să înțeleg că depinde de cât de generoși sunt reprezentanții guvernului cu acest domeniu al investițiilor. Lucrurile sunt foarte simple. Sunt foarte simple. Fără investiții nu o să avem creștere economică reală. Locuri de muncă, da, exact. Automat, locuri de muncă și automat. Omul ăla care sapă un șanț și așa mai departe, are și el un ban în plus și o să se simtă la el. Pentru că avem investiții. Fără investiții, și orice loc de muncă în actualul context contează. Da, corect. Sunt bani pentru autostrăzi, nu îi luăm că sunt degeaba, îi luăm cu foarte mulți bani. Sau, nu? Ca să, aia nu se pot fura. Sau ce? Dacă tot sunt bani pentru autostrăzi și dacă tot se parafează contracte, ar trebui ca acele autostrăzi să se și facă. Adică să nu fie doar ca la creșterea economică, să fie și în realitate acele autostrăzi, să vină investitorii mai repede pe ele. Să aibă românul ce pune pe masă. Știți că este o vorbă care a rămas din moș strămoș, că țăranul mai bine să-i miroase urât în curte și frumos pe masă. E, ori nu mai ajuta nici măcar acolo să-i miroase urât în curte, pentru că asta înseamnă că are animale, crește animale, se pot crea locuri de muncă, pentru că uitați ce se întâmplă. Să vă dau un exemplu, o fermă de viței. Foarte scurt, vă rog, o fermă de viței. Credeți că în toate localitățile din județul Gorj, dacă s-ar crea ferme micuțe de viței, printr-o asociație, 5, 6, 7 oameni, știți foarte bine că un kilogram de carne, de vită, de mânzat, a ajuns și la 70 de lei în restaurante. Ei, nici măcar aceste lucruri nu putem să ajutăm pe oameni. E foarte stați interesant. Stați liniștit, domnule Slapciu. Eu chiar nu stau, nu să știți. Nu cred că se înghesuie oamenii să meargă să servească masa la restaurant. Da, pot să vândă. Să vândă, am spus. Ei pot să vândă. Ei pot să vândă retailerul care sunt în Târgu Jiu. Să vândă fructe, să vândă lapte, să vândă brânză, să vândă... Dacă, într-adevăr, politica ar fi alta sau ce? Acele restaurante ar avea foarte mulți clienți și n-ar mai face față și ar trebui să cumpere mult. I-ar determina și pe acești oameni să dezvolte astfel de afaceri, chiar și mici, chiar și foarte mici, numai să dezvolte ceva. Atunci ar fi creștere economică. Atunci ar fi creștere economică, reală, reală și simțită și în buzunarele românilor. Eu am spus și că mă repet, vom fi foarte atenți pe bugetul care va urma să se aprobe în Consiliul Local de la Motru. Vă invităm și pe dumneavoastră, chiar fac invitația acum în direct, să vedem ce se va întâmpla cu el, pentru că nu mai suntem dispuși la acele pomeni electorale și vom întreba și vom chema fiecare director de instituție să ne spună ce face cu banii alocați din acel buget.
Deci credeți-ne că suntem cu cuțitul la os privința... S-ar putea ca anul ăsta să ne scutească de pomene electorale aleșii noștri, cei care conduc instituții ale statului, dar anul viitor, adică în 2016, într-un an electoral foarte important, ele să reapară. Vreau să vă spun un lucru, se vor menține, pentru că dacă nu dai un an, e greu după anul viitor. Și iese omul din ritm și nu mai participă la pomană cu același elan. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră, vă mai așteptăm aici la Dilemele Zilei. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Mâine seara ne revedem la aceeași oră. Numai bine! O seară bună!